Faptul că se parchează haotic în municipiul Câmpulung, în ciuda faptului că există parcometre și locurile sunt delimitate, nu mai este o noutate, dar astăzi un conducător auto a arătat că se poate duce indolența la alt nivel. Acesta a ales să parcheze autoturismul pe trecerea de pietoni și în mijlocul intersecției, ceea ce făcea greu pentru orice autoturism să acceseze strada Mihai Eminescu. Numai că două autobuze au rămas blocate, nemai putând să înainteze și nici să se întoarcă. Astfel, traficul a fost paralizat timp de aproximativ 10 minute. Pentru că proprietarul mașinii nu era de găsit, călătorii au luat decizia de a da singur mașina la o parte, urcând-o pe trotuar. În tot acest timp, la fața locului nu a apărut nicio autoritate locală care să tragă la răspundere pe cel care se făcea vinovat. La scurt timp, proprietarul mașinii a ajuns în zonă, s-a urcat în autoturism ca și cum nimic nu s-a întâmplat și a plecat liniștit. Aglomerația pe zona Bulevardului Pardon a fost evidentă, având în vedere că și astăzi au fost continuate lucrările, fiind turnat betonul pe pastila pietonală a bulevardului.